Hello guys. Daniel din Târgu Jiu are un vis. Ne-a scris pe virginradio.ro/daretodream că vrea să devenim un pilot de raliu. Așa că l-am adus la un brăduț frumos și liniștit cu ce animal e ăsta? Un ren. Un ren și cu un ursuleț și uite-te puțin deasupra ta. O mașină de raliu. O mașină de raliu! O să trăiești o experiență nebună la Academia Titi Aur. Daniel, ești pregătit? Foarte pregătit. Daniel, tu mai dădeai jos dintr-una dintre mașini, 205 cai acolo. Băi, de sus a părut că ai zburat efectiv pe circuit. Frică zero. Nu, n-am niciun pic de fior. Vrei să zic o chestie din ce am observat eu de sus? Cred că ar trebui să lași mai mult mașina drept aici înainte de virajul ăsta. Adică te grăbești un pic aici, nu? Da, da. Asta și spuneam. Nu că se grăbește, vrea să frâneze din ce în ce mai târziu. E normal, doar că nu mai e eficient. Frânează în viraj deja. Da. Încă un pic, îți mai trebuie 50 de minute și ești deja Hamilton. Bun, ne urcăm într-o mașinuță cu 360 de cai, ai zis, Rareș? Da, 360 de cai, are un motor de 2 litri turbo cu turbina și este și mașina este integrală. Are sistemul formatic, transmisie integrală. Bun, și pregătit? Înțeles ai? Da. Bun, am testat 360 de cai. Da. Daniel, cum e? Mult mai puternică. Ce lungime are circuitul ăsta? 1,2 km. O zonă de viteză, o zonă tehnică. Da, și povestim, pune în practică lucrurile pe care le-am povestit la teorie. Și pe linia dreaptă? Devenim din ce în ce mai piloți cu fiecare tură pe care o facem, dar acum urmează ca Rareș să se urce la volanul unei mașini cu 400... Ok, Rareș o să mergem cu mașină de 460 de cai. 460, da? Da, Audi RS4. RS4, 460 de cai putere. Este tracțiune integrală asta, Rareș, nu? Da. Doar că fiind atât de puternică, trebuie să fim mai atent cu accelerația, cu volanul. Ok. Nu ți-e frică de numărul ăsta de cai? Adică nicio problemă, nu? Dar vrei să te urci să vezi de ce e vorba. Hai, noi așteptăm să te vedem. Pilot în devenire. Daniel... That was fast, man! Ah, cum a fost? Zim. Super!